Povestea cuvântului. A fost odată ca niciodată un împărat pe nume Cuvânt și stăpânea împăratul peste o împărăție întinsă cu supuși bogați și fericiți. O singură mare durere avea el însă în toată fericirea ce-l înconjura. Nu avea copii. Și ajunsese împăratul la bătrânețe și de mare supărare plângea și altceva nu mai făcea. Azi așa, mâine așa, până într-o zi când, stând împăratul la poartă și plângându-și trista soartă, ia că trecu un moș pe lângă el și îi dădu binețe, apoi îi zise: Împărate, ai milă de un biet călător și dă-mi, te rog, o cană cu apă și o bucată de pâine. Împăratul îi răspunse: Moșule, d-apoi nu ți-o-i da numai atât. Poftește în palat și ți-o da împărăteasa mea de mâncare și-o-i nopta la noi, că poate ai drum lung de făcut. Și-l duse împăratul pe moș în casă și-i dădu împărăteasa mâncare caldă și-i turnă împăratul o cană de vin, apoi îi urară somn ușor și-l lăsară în odihna nopții. Iar peste noapte, împăratul a avut un vis. Se făcea că moșul îi spunea: Drept mulțumire pentru bunătatea ta și a împărătesei tale, vă voi lua durerea din suflet. Ascultă cele ce-ți voi spune, fă-n tocmai și rău nu va fi. Să meargă împărăteasa în curtea palatului și va vedea un pomișor. Să-l ude, să-l sape și să-l curețe de uscături. Fructele ce le va da pomișorul, să le mănânce împărăteasa. Așa să faceți și nici cum altfel și bine vă va fi. Dimineața împăratul îi povesti împărătesei visul și fugiră amândoi la moș să-l întrebe ce a fost aceasta. Dar moșul nu mai era, plecase. Și au stat ei la sfat și au hotărât să facă ce îl sfătuise moșul pe împărat în vis. Și s-a dus împărăteasa în curtea palatului și mare-i fu mirarea când găsi pomișorul acolo unde nu fusese până de ună zi nimic. Îl săpă, îl udă și îl curăță de uscături. A doua zi împărăteasa găsi în pomișor 3 poame pe care le mâncă. Iar la sorocul potrivit, împărăteasa dădu naștere la 3 fete. Mare bucurie fu pe împărat și în întreaga împărăție, având acum cine să-i mângâie bătrânețile. În ziua hotărâtă, puseră împăratul și împărăteasa masa cu făină, lapte, miere, sare și apă să le fie ursitoarelor de hrană. Acestea se înfruptară din cele date, apoi le ursiră fetelor. Se va numi această fată, cea mai mare fiind, Vorba Dreaptă, și va fi aprigă, va lovi, va sfărâma și va îndrepta cu dreptate și adevăr numai pe voie, fără de nevoi. Și se va numi această fată, cea mijlocie fiind, Vorba de Duh, și va stârni minți și va căuta sâmbure de cunoaștere. Și se va numi această fată, Mezina fiind, Vorba Bună, și va fi blândă și miloasă, și va mângâia durere și va închide răni, și va fi dulce și frumoasă inimii. Crescură fetele bucurând părinții în toate cele ce făceau, iar cele ce li se ursiseră se vedeau adevărate. Vorba Dreaptă era așa de înțeleaptă, încât împăratul o pusese în locul său la judecățile cele mari. Vorba de Duh atât era de mintoasă, că numai cu cei mai mari învățați stătea de vorbă și tălmăcea cele mai grele cărți. Vorba Bună mângâia pe toți cei aflați în durere și pe unde trecea, tot zâmbet și bucurie lăsa în urmă. Iar împăratului și împărătesei li se umpleau sufletele de bucurie și nu era zi de la Dumnezeu
în care să nu mulțumească pentru ziua în care moșul se oprise la ei la poartă. Și ar fi fost tot o fericire peste împărăția lor, până într-o zi, când la marginea împărăției își făcu sălași un balaur. Ardea satele și mânca bucatele oamenilor. Ce nu făcuse împăratul? Trimisese soli, trimisese oști, dăduse sfoară în țară că va da o fată de nevastă celui ce va înfrânge balaurul. Dar degeaba, balaurul nu putea fi învins. Atunci, nemai găsind scăpare, împăratul merse el însuși la balaur. Ia spune, balaure, ce vrei tu de la noi, de atâta necaz ne faci? Apoi, împărate, eu n-aș vrea nimic, dar tare sunt cătrănit din cauza stăpânei mele, împărăteasa Litera, căci a rămas fără gânduri și numai învălmășală este în împărăția noastră. Mare supărare are, căci nu se mai știe descurca, iar eu mă mâni și eu unde și pe cine pot. Când auzi împăratul atare vorbe, se gândi că ceva trebuia să facă, să-și scape împărăția de balaur, și zise: Măi, balaure, eu am 3 fete care ori descurcă-o pe împărăteasa ta. Lui trimite la ea și ori să-i dea de cap. Nu mai pleacă de pe pământurile mele și lasă-mi oamenii în pace. Apoi fie ca tine, împărate, zise balaurul și, luându-și ziua bună, plecă în ale sale. Se duse împăratul și își chemă fetele. Le spuse cum stă toată tărășenia și cuvântul ce-și dăduse, iar ele își luară cele trebuincioase drumului și plecară. În mare supărare o găsiră fetele pe împărăteasa Litera, iar ea, cum le văzu, le omeni ca orice drumeț venit de la drum lung, apoi le povesti: De toate-s vinovată numai eu. Stând la sfat cu oamenii mei, m-am lăudat într-o zi că nimeni nu ar putea încurca ce eu pun pe hârtie înscris. Atunci a apărut furioasă tare zâna Bombăneală și m-a blestemat rău de tot. Să nu-mi fie odihna odihnă și spuse curate să nu mai fie în împărăția mea, numai încâlceală și bâlbâială, până ce noi aduce ruga istețimii aici. Cum o fi aceea, nu știu, dar mi-a zis că o voi găsi în lege, învățătură și mângâiere. Am căutat și am tot căutat, dar n-am găsit nimic din cele ce mi-a spus zâna. Iar voi, de veți afla și rupe blestemul, eu slugă mă voi face la curtea cuvântului, iar vouă vă voi da împărăția mea s-o stăpâniți. Ei, și-au stat fetele la sfat, se sfătuiră și întrebară care pe unde știa, dar răspuns tot nu au aflat. Când li se luase gând că ar afla capăt de unde să apuce, iată că li se înfățișă moșul ce-i apăruse și împăratului în alte timpuri. Și ospătându-l ele, moșul le zise: Fetele, tati, de pornit să vă fie drumul unde răsare soarele și apune moartea. De aflat însă, numai de vă este dat veți afla. Și plecară fetele spre soare răsare. Merseră ele preț de 2 pâini și 1 urcior cu apă și ajunseră într-o pădure. Dar ce pădure, cum nici în lume nu întâlniseră, neagră și învolburată, numai gânduri rele și mânie bântuind-o. Flămânde și obosite, fetele merseră pe o cărare plină de mărăcini și ajunseră la o casă ce sta să se năruiască. Bătură la poartă și le deschise o bătrână atât de bătrână că nici anii bătrâneții nu se mai puteau număra. Fetele se rugară de o cană cu apă și o bucată de pâine. Apă voi da, că-i de la Dumnezeu lăsată, dar pentru pâine
trebuie să munciți o zi." Fetele se învoiră și intrară slugi la bătrână. Vorba dreaptă ajunse la ograda orătăniilor. Le curăță, le spălă, apoi se grăbi să le dea de mâncare. Și mare-i fu uimirea când văzu că mâncarea păsărilor era amestecată cu a vitelor și a câinilor. Cu răbdare, ea alese pentru fiecare și le împărți cinstit să le ajungă tuturor. Vorbei de duh îi fu dat să facă ordine în scrisorile și cărțile bătrânei. Și erau tare încurcate, nici gând să fi înțeles ceva din ele. Dar fata cu răbdare, amintindu-și învățăturile înțelepților cu care își împărțea vremea în împărăția cuvântului, le descurcă și le așeză cum nu se putea mai bine. Cât despre vorba bună, bătrâna o puse să o spele și să o îngrijească chiar pe ea. Iar baba era tare arțăgoasă și urâcioasă. Dar fata, cu felul ei de a fi, o îngriji și o mângâie, de zâmbet apăru în ochii femeii. Ziua de muncă terminându-se, bătrâna le spuse: "Ați fost atât de pricepute și ați pus atâta suflet în tot ce ați făcut, încât vă voi spune ce mai aveți de făcut. Întoarceți-vă la curtea împărătesei Litera. Spuneți-i să urce în turnul părăsit și să aducă sipetul ce-l va găsi acolo. Restul veți ști poate singure ce aveți de făcut." Fetele mulțumiră de sfat și se întoarseră la împărăteasa Litera. Găsiră sipetul și îl deschiseră. Nu găsiră în el decât 3 hrisoave pe care stăteau scrise numele fetelor. Mirate, își luară fiecare hrislovul și îl citiră. Vorba dreaptă citi Zanogan, vorba de duh Tireovin, iar vorba bună Caslachin. Aflând ce stătea scris în hrisoave, împărăteasa Litera se puse pe un plâns de se scutura cămașa pe ea, gândind că asta tot lucrătura zânei bombăneală trebuie să fie. Dar fetele se sfătuiră, mai citiră și aflară ce scria în hrisoave. Citiră cu glas puternic să spargă vraja: "Zino gândiro, vin că-s la chin." Și atunci, ca de niciunde, apăru o minune de zână, însoțită fiind de 3 flăcăi, cum nu se mai aflau alții, și zise: "Aceasta este ruga istețimii, iar voi ați reușit să descălciți scrisele. Eu sunt zâna gândire, iar ei sunt copiii mei, lege, învățătură și mângâiere, iar ei vă sunt vouă sortiți de soți, dar trebuia să dovediți că îi puteți afla." Și astfel, fetele se măritară cu cei 3 flăcăi, Litera intră slujnică la cuvânt, iar gândirea îi veghează pe toți, pentru liniște și împlinire a minții și sufletului. Și-am încălecat pe ușa și v-am spus povestea așa. Soarele și rândunica. Pe când soarele era om și rândunica era o fată frumoasă, cei 2 s-au cunoscut și s-au luat de soți. Numai că nu știu cum soarta croiește aceste povești, se spune că rândunica a avut și o soacră. Într-o zi, soacra sa a trimis-o pe rândunică la ciumă, după o sită de cernut făină pentru pasca. A mers fata drum lung și a ajuns mai întâi la luni și aceasta i-a dat o cute. Apoi a mers la marți și l-a rugat să-i spună unde locuiește ciuma, dar acesta nu știa. A ajuns mai apoi la miercuri, care i-a dat o cloșcă cu pui. La joi a primit o sticlă de lapte. La vineri, când a ajuns,
a întrebat din nou unde Dumnezeu locuia ciuma. Nici aceasta nu i-a spus, dar i-a dat un pieptene. A ajuns și la sâmbătă, care a sfătuit-o să nu intre în casa ciumei, dacă nu vrea să fie mâncată de vie. Să meargă în tinda casei după sită și să fugă cu ea. Și dacă ciuma se va lua după ea, să arunce pieptenele, că se va face un munte în urma ei. Ciuma era o femeie hâdă, spune legenda. Băboiul ăsta, după ce a văzut că fata i-a luat sita, a vrut să o prindă. A încălecat pe un cal și a fugit după ea turbând. Fata a aruncat pieptenele și în urma ei s-a făcut un munte pe care ciuma l-a ros și când să pună mâna pe fată, aceasta a aruncat piatra și s-a făcut în urma ei un deal de piatră. După ce a ros și dealul acela, ciuma era cât pe aci să pună mâna pe fată, dar ea a aruncat pe jos sticla cu lapte și în urma ei s-a făcut o apă mare de lapte. Și ciuma a tot băut până ce a crăpat. Și așa se spune că a scăpat fata de ea. Dar când a ajuns acasă, fata a dat cu ochii de sora ciumei, care era soacra sa, și a spus fetei să caute sub un cerceaf. Fata a căutat și a văzut că soarele era atât de luminos și așa s-a transformat în rândunică și a zburat în înaltul văzduhului. De atunci, soarele este soare pe pământ și rândunica zboară spre cer.